Avem copii geniali când vine vorba de performanță în informatică. Și chiar dacă nu se vorbește suficient despre ei, sunt totuși cunoscuți în cercurile de profesori români. Îi cunoaște bine și inspectorul de specialitate Sobozoltan, profesorul răghinean care face parte din Comisia Națională de Informatică. Sarcina sa este să elaboreze subiectele pentru olimpiade, dar și să însoțească echipajul româniei la concursurile internaționale. Primul pas al lui Sobozoltan spre această importantă activitate. A fost făcut în primii săi ani la catedră. Am prins primele generații de aur, cum v-am spus. Au, am început cu vreo 3, 4, 5 generații, hai să spunem, de la Creme, de la Marcel până la Conțiu Ștefan. Uh, mergeam la olimpiade cu ei și la olimpiade s-a întâmplat odată ca un elev de al meu, Conțiu... Să spună domn profesor, știți că acea problemă cum trebuia rezolvată. E o problemă dinamică. Era o problemă în programare dinamică. Atunci am auzit prima dată noțiunea de un elev de al meu. Eu știam într adevăr puțin mai mult decât el în anumite situații, dar mi-a deschis orizontul. Și așa s-a întâmplat ca gustând câte o picătură din, din fiecare tip de problemă la generațiile următoare puteam să dau și mai mult și mai mult și mai mult. La doar trei ani de la primul său concurs interjudețian, Sobozoltan a avut șansa de a intra în Comisia Națională de Informatică. Sarcina sa era una pe cât de clară, pe atât de complexă, a elabora probleme pentru elevii olimpici. În 2005 am început să compun probleme de concursuri. Și, în consecință, în 2008 am avut, probleme, am avut șansa ca să mă întâlnesc cu un alt coleg foarte bun prieten, căruia i-a plăcut faptul că fac probleme, și el a ajuns să fie în, în Comisia Națională de Informatică, și n-a trecut mult timp și m-a invitat și pe mine să particip la, la olimpiadele naționale în comisii cu probleme. În România, disciplina informatică a atins performanțe uluitoare. Doi copii din București și Bistrița scriu astăzi istorie prin medaliile de aur obținute la concursurile mondiale. Aceste rezultate fac mai onorantă și mai dificilă sarcina de a elabora subiectele competițiilor interne de informatică. Credeți-mă, nu-i simplu deloc. E foarte obositor și câteodată chiar neplăcut. Da, e o responsabilitate foarte mare. Și e alt lucru să greșești la nivel local și alt lucru să greșești la nivel național. Nu mai pot, nu-ți poți permite și din această cauză ești mult mai atent, trebuie să te concentrezi mult mai tare și cred că nu spun un secret că greșeli există de fiecare dată și cu cât reușim să filtrăm greșelile, să scăpăm de ele, cu atât Olimpiada este mai reușită. Și tot la capitolul Realizări Profesionale, Sobo Zoltan are o întreagă listă de foști elevi care excelează astăzi în domenii variate, în toate colțurile lumii. Fiecare în parte este un exemplu că informatica deschide porți nebănuite. Asta a predat profesorul la catedră, asta le spune inspectorul colegilor săi profesori și asta i-a învățat tatăl pe fiii săi gemeni, care au fost recent admiși la Facultatea de Teatru și Televiziune din Cluj-Napoca. Dar mai multe despre un reghinean cu mari realizări în învățământul românesc și pasiunea sa pentru matematică și informatică aflați urmărind emisiunea Regin Exclusiv, duminică de la ora 21.